cu experiență, cu trebuie. Și-l dă cu ciocanul, știi? Ai văzut cum e. Cine vede, bă, a câștigat ăla, ai înțeles, a fost mai bun, dar te-ai luptat, asta e cel mai important. Oamenii nu știu că tu nu ai foarte multă experiență, știi? Asta trebuie să și spunem. Oamenii nu știu că tu nu ai foarte multă experiență, dar acces provocările și asta este mai important decât orice aspect. Din nou un ring și victorios. Îți dai seama, am așteptat mult această victorie. M-am antrenat pe ascuns, am zis, am fost undercover. Multă lume ar spus că nu li se pare că tu ai stat 5 ani departe de ring.
Păi n-am stat departe de ring. Am stat aproape, dar ți-am zis că am fost undercover. Am participat la toate galele pe aici cu băieții, am susținut. N-am fost în ring, dar pe lângă ring am fost. Păi, asta mă refer. Da, am făcut antrenamente, m-am antrenat. Nu am urcat în ring, dar antrenamente am făcut. Antrenez la Bârlad, am un grup, o Scorpion Bârlad. Antrenez mental, fizic, mă antrenez și eu. Mă țin bine la 33 de ani, încă-s bine. Cred că asta a fost reîntoarcerea mea de acum. Motivație mai multă, maximă. Și în primăvară cred că ne vedem din nou la DFS. Fericit că ai ridicat o sală în picioare? Fai, mamă, nu știu câte emoții am avut. A fost, cred că cea mai multă presiune și emoție am avut la meciul ăsta. Întotdeauna. Am o grămadă de meciuri, am avut 40 de meciuri. Dar meciul ăsta a fost, zici că cădea tavanul pe mine. Felicitări încă o dată. Un ultim mesaj pentru susținătorii tăi de aici, de la Galați și nu numai. Mulțumesc mult pentru susținere, mulțumesc pentru Galați că au venit și ne-au susținut pe toți. A fost o gală incendiară și spectacol cât cuprinde. Mulțumesc și participanților și colegilor mei de la Bârlad. Mulțumesc familiei și tuturor. Vă iubesc!